prima întrebare, fiți atenți. Stați pe că eu m-am dus la... am dat prea multe foaie. Stați că nu găsesc runda. Stați așa. Aha, gata. Psihologie de cuplu. Cum reacționează iubita ta când vede că primești like-uri de la femei frumoase sau, mai rău, dacă chiar tu dai like-uri altor bunăciuni de pe Facebook? 10 secunde. Cum reacționează ea? Cum reacționează iubita ta? Cum reacționează iubita ta? Ați scris Alina și George. Da. Să vedem. E geloasă Alina? Ești geloasă? Vă locuiți împreună? Da. Deci, hai să vedem. Mă enervez, zice ea, și el ce se supără și nu vorbim. Nu vorbește, nu că nu vorbim. Adică vorbești singur. Vorbești tu singur? Da, ți se întâmplă o, două minute? Nu. Să dai like-uri, să... Ți se întâmplă? Nu. De ce e geloasă? N-avem Facebook, da. A, n-aveți? Nu. Mamă, dar asta e o super raritate dacă voi n-aveți Facebook. Înseamnă că ați reușit să nu intrați în treaba asta care a nebunit planeta. Cum de n-aveți Facebook? Nu, am avut, dar nu am mai avut. Gata, v-ați plictisit la un moment dat. Dar v-a făcut rău? Adică... Nu. Pur și simplu n-am mai avut. Și l-ați șters și tu și ea? Da. Bravo, bă, bravo. Băi, sunteți, în primul rând, sunteți mai liniștiți cu capul, cu creierii. Ce vă trebuie toată ziua să vedeți ce și cum? Păi, v-am dat 10 puncte. Larisa și Bogdan. Bravo, să te fie. Se supără, zice ea, adică ea se supără pentru că... Aflu și eu chestii noi. Și el zice, nu are reacție, nu se enervează. Cum mai, Bogdan, nu se enervează Larisa dacă... Aflu chestii noi, ca să zice că nu se enervează, acum aflu că se supără. Nu e tocmai așa. Larisa, râs, dar nu e râsul tău. Da, puțin. Deci? Păi nu pot să neg că totuși eu nu primesc like-uri de la alte persoane. Și atunci când fetele îi dau like-uri și fetele sunt foarte drăguțe. Așa sunt polițiste, le-am uitat să zic. Deci în Academia de Poliție sunt niște fete miștoace și bunoace astea. Da, deci... Sunt prezentabile, dar de ce? Ele au de trecut și niște probe fizice acolo. Trebuie să fie bune și la rezistență, și la viteză, și la săritură în lungime. Trebuie să aibă niște aptitudini. Exact. Adică ele se și încordează și se antrenează mult înainte de admitere și după aia pe timpul facultății. Deci arată și ele într-un fel. Exact. Bogdan, ai stat în cămin la Academie? Stau. A, și stai. Da. Deci înțelegeți, nu? Da. Dar bine, mă supăr. E mult spus, dar eu oricum ia că dat like. Stăm în același cămin. Da, e și nici nu vă întâlniți dimineața la careu. Nu. Da, nu. Da. Da. Deci, zi, Larisa, deci, adevărul este că te superi, da? Ca să știm. Ba. Da, Bogdane, asta e situația, ca să știm. Nu există fată care să nu se supere. Ana și Adrian, ce spuneți voi? Cum reacționează Ana dacă vede că tu primești super? Este geloasă, zice el, și ea zice, mă supăr. Ți s-a întâmplat, Ana? Da, a primit și o palmă nevinovată. De la cine? De la mine peste. Ana, noi nu încurajăm violența. Și n-ai voie să bați copiii, atenție. Descurajăm like-urile. Nu vă gândiți Ana. Acum că i-am dat... Ana, dar îi se întâmplă? Adică îi se da. Întâmplă? Da. Foarte des. Tu stai cu copilul și el cu fetițele pe afară, prin parc. Bine, 10 puncte v-am dat și vouă. Mai departe. Atenție!